Salutare, dragi urmăritori! Bine v-am regăsit la o nouă poveste marca Atelierul de Detailing. Însă nu va fi o poveste despre mașini, ci mai mult despre oameni. Ideea asta mi-a venit cumva simultan cu Cosmin. Este un tip cu care mi-am dat seama că rezonez foarte bine și probabil de asta am și ajuns în punctul ăsta în care să prezint mașini pe acest canal. Și mai mult decât o relație profesională, eu cu toți oamenii cu care am interacționat pe acest canal am legat și o relație de prietenie. Și până la urmă, ceea ce filmăm noi și ceea ce orice canal YouTube filmează ține de oameni, pentru că oamenii produc acele obiecte filmate. Așa că contează foarte mult poveștile și nouă asta ne-a plăcut pe acest canal, să spunem și niște povești care nu trebuie să fie neapărat din domeniul auto. Ați văzut nenumăratele filme făcute de Cosmin despre diverse povești din vremea comunismului din România și zic eu niște chestii care vor rămâne notate aici pe canal și care poate să fie o sursă de informație pentru cine este curios. Nu e totul despre vizualizări, despre bani, despre statut social. Pur și simplu uneori trebuie să și zici ceva, să povestești. Chestia asta pe care o voi spune acum nu este o laudă sau o critică a unei mărci auto. Are legătură cu o marcă auto, dar mai ales cu familia care a adus marca asta în punctul în care ea se află astăzi. Și este vorba despre brandul BMW. Ideea mi-a venit simultan cu Cosmin, după ce mă documentasem în trecut din pură curiozitate despre chestia asta. Dar cumva am avut un imbold să fac treaba asta după ce am citit în presa scrisă niște articole și am văzut câteva filmări pe YouTube despre o anumită latură a istoriei BMW. Dar eu nu vreau să vorbesc despre latura aia, respectiv despre cea cu tigăile și oalele, care într-adevăr este o realitate din istoria lui BMW și care i-a ajutat să treacă o perioadă destul de grea. Până la urmă, cred că în trecutul istoric multe firme s-au adaptat și au produs anumite componente care nu țin neapărat de domeniul auto, dar sunt conexe cu acesta. De exemplu, mai povesteam eu în anumite filmări, există o fabrică Alfa Romeo în zona de sud, la Pomigliano d'Arco, care la un moment dat, de exemplu, a făcut panouri de caroserie pentru tramvaie și chiar electrocasnice, pentru a scăpa de anumite poveri economice. Cam așa a făcut și BMW cu oalele. Dar din nou, nu despre asta vreau să vorbesc. Pentru că în opinia mea, BMW se află astăzi în punctul în care se află și este ceea ce este, exclusiv datorită unei familii destul de puțin cunoscute în Germania. De fapt, familia este foarte cunoscută, numai că viața personală și detaliile despre această familie nu sunt cunoscute aproape deloc. Este vorba despre familia Gvant. Nu știu câți ați auzit de ei, eu am auzit, sincer, prima dată acum vreo, cred că 3-4 ani, când umbla vorba prin popor că e o babă care are acțiuni la BMW. Cam de acolo mi-a plecat curiozitatea. Și tot timpul am fost curios despre ce e în spatele unui brand, cine a făcut desenele acelor mașini, cine a proiectat motoarele, cine a venit cu banii. BMW nu are un rol definitoriu în povestea asta, este o entitate pasivă. Adică în niciun caz nu ar trebui asociat o firmă cu o anumită ideologie a unui om. Pur și simplu firma este separată de patron. Evident că patronul dă o anumită direcție unei firme și de asta uneori au fost niște momente dificile în trecut, mai ales pentru poporul german. Pentru că știm cu toții ce a însemnat perioada nazistă și ce impact a avut asupra cel puțin a Europei și implicit ulterior, după război, anumite firme au avut foarte mult de suferit de pe urma asta. Și îmi place să cred că majoritatea s-au reabilitat, inclusiv BMW. Dar vreau să zic povestea care nu a fost spusă, cel puțin pe canalele astea YouTube românești. BMW nu este ceea ce este astăzi pentru că a vândut oale și tigăi, ci pentru că familia Quant a cumpărat pachetul majoritar de acțiuni și îl deține în continuare. Această familie este cea mai bogată din Germania și nu de acum, ci de câteva generații. Momentan, BMW este deținut
de către membrii din familie care au rămas, respectiv Sven Kvant, Suzanne Klatten și mama lor, care a murit însă recent, dar în urma decesului ei, acțiunile astea au fost distribuite între cei doi copii. Această familie a început peisajul, ca să spun așa, cu Gunther Kvant, un tip care s-a născut în 1800 și ceva și care oricum a avut un star bun în viață. Făcea parte dintr-o familie înstărită care se ocupa cu textile. Problema era că Gunther Kvant a avut un parcurs destul de imoral în perioada celui de-al treilea Reich. Și pe de altă parte a fost un om de afaceri foarte abil. El a mers pe principiul de a achiziționa niște business-uri care sunt în cumpănă, la niște prețuri foarte mici, și de a le exploata, de a le majora valoarea și de a profita de pe urma lor. Asta înseamnă capitalism. Nu este nimic de criticat în chestia asta. Problema apare când sunt niște discuții de moralitate legate de cum face acei bani. Mulți ar spune că capitalismul este ceva imoral și că acționariatele sunt ceva imoral, și de chestia asta m-am lovit și eu când lucram în corporație, în care un tembel din firma respectivă, unul oarecare, nu contează, susținea faptul că scopul unei societăți comerciale este să facă profit pentru acționari. Parțial adevărat, dar e urât să o spui așa. Până la urmă, rolul unei societăți comerciale este să facă profit, să dea locuri de muncă, la rândul lor oamenii ăia să cumpere niște produse și servicii care dau de muncă altora, și este un întreg lanț foarte complex angrenat, un mecanism care depinde de fiecare element în parte ca să funcționeze. Ori mi se pare total ignorant să spui că scopul primar și primordial al unei societăți este să le producă ălora profit. Dar din punct de vedere capitalist, cam asta este. Bordul acționarilor vrea teșcălău în urma unor investiții mai mult sau mai puțin profitabile din punctul lor de vedere. Exact asta făcea și Van. Familia lui a deținut un imperiu textil și prin faptul că el a cumpărat foarte multe business-uri, printre care AFA, acumulator în fabric, actuala fabrică Varta, și niște acțiuni pe la BMW și pe la Mercedes în anii respectivi și în general în industrie, asta înseamnă că a fost un candidat perfect pentru a furniza servicii și produse guvernului. Dar cum a ajuns el să facă asta? Pentru că, inițial, el a fost căsătorit cu o tipă cu care a avut un copil, pe Herbert Kvant. Care Herbert Kvant a avut și el doi copii, care sunt actualmente cei care dețin brandul BMW. Însă, Gunther Kvant, capul familiei, a fost căsătorit de mai multe ori. A doua soție a fost Magda Stissel, adică o tipă cu care a avut alt copil, pe Harald Kvant. Acest Harald Kvant a fost la un moment dat și pilot Luftwaffe. Dar important e cum au ajuns oamenii ăștia să fie asociați celui de-al treilea Reich. Și mi se pare foarte tare chestia asta, pentru că el s-a căsătorit cu această Magda, o tipă care era de două ori mai mică decât el. Și știm cu toții că genul ăsta de căsătorii au la mijloc o motivație financiară, nici de cum dragoste. Nu zic că dragostea e oarbă, dar acolo cumva prin familie chiar era ceva orbire, pentru că unul din copii a avut un defect medical al retinei, care înțeleg că a avut o tangență cu gripa spaniolă din perioada respectivă. Și prima soție a lui Gunther a și murit de gripă spaniolă, doi din copiii lor, și unul din ei, respectiv acest Harald, a rămas cu Herbert, a rămas cu un defect de vedere și de asta el a trebuit să fie școlit acasă. Cert este că această Magda ulterior a devenit Magda Goebbels, pentru că s-a căsătorit cu nimeni altcineva decât Joseph Goebbels. Toată povestea asta s-a întâmplat pentru că undeva între 1921 și 29, cât au fost ei căsătoriți, adică Gunther cu Magda, nu erau foarte fericiți, pentru că el era un businessman, afacerile erau viața lui și nu era foarte atent în viața personală. Tipa asta, fiind și mai tânără, a început să o frigă cu diversi actori cunoscuți, enumăr printre ei un ceh, de exemplu, un mare actor din perioada respectivă, și au decis să divorțeze, însă niște condiții foarte favorabile pentru ea.
că până la urmă era mama copiilor lui și conta chestia asta și au decis să rămână prieteni. Și fix în acest punct, când ea a avut o perioadă de ezitare timp de vreo 2 ani, l-a cunoscut pe Joseph Goebbels la o ședință de partid nazi și i-a plăcut foarte mult calitatea acestuia de orator. În caz că nu știați, nu numai Hitler era un bun orator, și precum și Joseph Goebbels, care a ajuns și ministru de propagandă al regimului nazist. Și nu sunt fan, dar trebuie să recunosc că toți unii dictatori au avut o mare carismă asupra publicului, adică trebuie înțeles faptul că i-au cucerit masele prin felul lor de a fi și prin ceea ce spuneau. Prin faptul că l-a cunoscut și l-a plăcut și s-au căsătorit, Gunther a văzut o mare oportunitate financiară în chestia asta, pentru că și-a dat seama că ea, fiind eșalonul întâi din partid și oamenii care au bănuțul, putea să profite de pe urma asta. Și a fost atât de ciudat încât el era foarte bun prieten în continuare cu fosta lui soție. Nunta acestora a avut loc în casa lui Gunther, unde a participat și Hitler. Și așa a intrat el în cercul nazist, ca să spun așa. O chestie până la punctul ăla poate puțin imorală, că nu se întâmplase nimic rău în perioada respectivă. Povestea asta este undeva din 1931. Hitler a ajuns cancelar abia în 33 și în 1934 a ajuns Führer, adică tăticul suprem în statul german. În toată perioada asta, Günther Wandt a intrat în adânc în cercul ăsta de partid și era numărul 1 în furnizarea serviciilor pentru statul nazist. Deci dacă nu era Günther, statul nu ar fi avut uniforme, armament și, cel mai important, baterii. Pentru că fabrica AFA, acumulator în fabric, a furnizat baterii pentru tancurile Panzer și pentru submarine. Foarte important, dacă nu știați, submarinele naziste din perioada respectivă nu aveau, niciun submarin în perioada aia nu avea propulsie nucleară. Și asta înseamnă că, de exemplu, ca să treacă Atlanticul să bombardeze vase până America, trebuia să meargă pe motorină la suprafață ca să încarce bateriile și în caz de situație de urgență se scufundau la 50-100 de metri sub apă, mergând exclusiv pe acele baterii. Problema este că el a ajuns să facă chestia asta, să furnizeze servicii unui regim care încă nu ajunsese criminal, dar care deținea, așa cum au făcut mai multe regimuri opresive, niște lagăre de concentrare, de muncă silnică. Cred că prima dată naziștii nu au avut neapărat intenția să facă ce au făcut cu genocidul evreilor, însă au vrut să profite de pe urma prizonierilor de diverse situații. Și așa s-a ajuns ca în multe fabrici de-a lui Herbert Wandt, de-a lui Günther, pardon, să se folosească sclavi, muncă silnică, oameni care evident nu erau plătiți și de pe urma cărora firmele lui Günther au profitat foarte mult și au făcut mulți bani, pentru că ei nu trebuiau să plătească această resursă de muncă. Și aici începe partea imorală. Acest individ a avut în vreo 3 din fabricile Warta lagăre de concentrare cu plutoane de execuție. A avut odată unul la Hanovra, unul la Viena și unul la Poznan, în Polonia. Aici e mai mult decât imorală deja povestea, pentru că individul știa foarte bine ce se întâmplă și a și notat chestia asta în niște caiete, care n-au fost găsite când au trebuit găsite, ci cândva mult mai târziu. Vom continua în această poveste. Ideea este că el știa foarte bine că oamenii mureau în fabricile lui. Warta, fiind un producător de baterii, vă dați seama, bateriile la vremea aia foloseau exclusiv tehnica asta cu plăci de plumb și acid, adică mai pe românește un muncitor din fabricile alea nu avea o speranță de viață mai mare de 6 luni. Și lucrând într-un mediu sclavagit, vă dați seama cum era acolo, că nici nu dormeau bine, nici nu mâncau bine și lucrau într-un mediu nasol, adică mult mai rău decât niște mineri, de exemplu, se curățau foarte repede. Și Günther știa chestia asta, pentru că contabilitatea lui estimase chestiile astea și spunea că durata de productivitate a unui muncitor este de 180 de zile, adică mai pe românește că atâta trăiește. Toate chestiile astea fiind notate într-un caiet, care a stat închis bine într-un safe în registrele companiei, și chestia asta sunt convins că s-a întâmplat și la alte fabrici. Și aici pun încă o dată presiune cu faptul că BMW n-are nicio legătură cu chestia asta. Deci video-ul ăsta nu e despre un hate la adresa mărcii sau unor oameni din conducere de acum. Continuăm povestea. Chestia asta practic s-a întâmplat pe perioada cât
Hitler a încălcat tratatul de la Versailles și și-a înarmat țara. Și practic cea mai profitabilă perioadă a lui Gunther a fost pe perioada războiului, când uniformele, muniția și bateriile erau la mare căutare și fără el nu s-ar fi putut ca armata nazistă să facă ce a făcut, să cucerească. Din nou, legat de armata nazistă, nu au fost toți niște corupți și niște oameni pătați, doar parte din SS, din Schutzstaffel, și nu Wehrmacht în sine toată armata. Au avut și soldați și generali de carieră, de exemplu, generalul Rommel a fost un tip foarte stimat de dușmanii lui. El a fost cel care a condus campaniile Africa Corps și era un tip de o moralitate deosebită care chiar a ajuns să urască regimul ăsta și căruia i s-a dat dreptul de a se sinucide. De fapt, ei au vrut să-l omoare. Însă pentru că era cine era, l-au lăsat să ia o capsulă de cianură și a făcut chestia asta foarte convins, adică știa că oricum nu are alt viitor și că urma probabil să fie împușcat. Cert este că banii s-au tot adunat și în final războiul a tot avansat și în paralel Gunther și cu Magda coexistau, deși nu mai erau căsătoriți. Magda, în opinia mea, a devenit o nebună pentru că era foarte apropiată de regim, foarte convinsă că face bine și deja aveau, adică gândiți-vă că ea era numită prima doamnă a celui de-al treilea Reich, adică avea un titlu aproape la fel ca Hitler. Era o tipă foarte adulată și căutată în regimul respectiv. Cert e că ea cu Goebbels au avut 6 copii, care au fost omorâți în 1945 de către ea cu mâna ei. Adică știm cu toții ce s-a întâmplat în bunkerul din Berlin, unde ăștia efectiv erau niște sandilei, adică s-a ajuns să-ți omori copiii în ideea în care ce vine dușmanul și ți-o omoară. Nu cred că mai era totuși în anii aia perioada care a fost cu bolșevicii și cu romanovii în 1917, care într-adevăr au omorât pe țar și pe întreaga sa familie. Totuși, dacă e să o luăm la rece, aliații, după ce au cucerit Germania, au împărțit-o și au administrat-o frumos. Mai puțin partea rusească, care a luat Germania de Est. Dar, în esență, britanicii, noua forță, au dus pe niște culmi bune țara asta. Adică Republica Federală a ajuns și a ajuns cu ajutorul reîmpărțirii de după război. Ideea e că imediat după război au fost cunoscutele procese de la Nuremberg, care au ocolit familia Gwant destul de bine. Pentru că britanicii au găsit acel caiet despre care spuneam și multe alte documente în fabricile Varta și IG Farben, acea fabrică de chimicale care a reușit să facă acel medicament, să-i spunem, numit Ciclon B, care practic era gazul acela cu care omorau evrei în lagărele de concentrare. Fabrica Altana, care la fel a făcut destule chimicale nocive în perioada respectivă. Și nu au dat caietul ăla procurorilor de la Nuremberg. Nu se știe de ce. Cert e că un procuror pe nume Benjamin Ferenc, care a fost unul din procurorii de la Nuremberg, a spus foarte clar că dacă el ar fi văzut documentele alea atunci, categoric Gwant ar fi fost acuzat de genocid, pe bună dreptate, pentru că erau niște probe concrete acolo și el cu premeditare a făcut ce a făcut. Adică vă dați seama, în fabrica de la Hanovra a lui Varta se executau oameni, pluton de execuție, plus era un lagăr de concentrare la fața locului. Și chestiile astea mi se pare urât că nu au fost corectate, adică undeva prin 2005-2007 s-a vrut ridicarea unui monument în memoria celor omorâți și căzuți acolo și familia Gwant a reușit să revoce autorizația de construire și monumentul a fost ridicat într-un parc în altă parte decât fabrica Varta, într-un loc care nu are nicio tangență cu lagărul. Adică acei oameni care încă trăiesc nu sunt de acord cu trecutul familiei. Și Gwant a făcut 2 ani de pușcărie pentru că el practic a fost anchetat. Însă în urma probelor de la acea vreme a fost catalogat în engleză ca fellow traveler. Este un termen care presupunea că el a acceptat ideologia nazistă, a colaborat cu regimul, dar nu a făcut niște crime. Însă realmente era mult mai mult de atât, având în vedere că pe Gwant îl putem vedea în foarte multe poze alături de Hitler cu celebrul salut. Adică era un om perfect convins de ceea ce se întâmplă acolo.
cu ajutorul unor forțe oculte și mai ales a unei cumnate de ale sale care a reușit să-l protejeze prin omisiunea unor probe, omul ăsta și-a recăpătat întreaga avere și prin faptul că a pozat în victima regimului. Și statul a reușit practic să-i restituie undeva la 74 de milioane de euro în banii curenți, adică vreo 1,5 miliarde de mărci la vremea respectivă, în proprietăți și bani. Adică omul de fapt n-avea nicio remușcare pentru ceea ce s-a întâmplat și a ajuns să fie și mai bogat decât era înainte de război. Și în perioada respectivă, iarăși afacerile au prosperat. Ideea e că el a murit într-un concediu la Cairo undeva prin 1954 sau 57, undeva în intervalul ăsta, nu mai știu exact. Și evident că întreaga avere a fost moștenită de băieții săi, Harald și Herbert. Harald era puțin înstrăinat pentru că el, ei fiind frați vitregi, n-au stat împreună cu tatăl lor. Adevăratul moștenitor al familiei Gvant a fost Herbert. Harald însă a prins și el parte din acțiuni în fabricile de chimicale, cum a fost, de exemplu, AFA și viitoarea Varta. Herbert a prins acțiunile din domeniul auto, mai ales cele de la BMW și Daimler, de la Mercedes. Însă Harald, din păcate, fiind un pilot împătimit, a avut două accidente aviatice, însă în urma ultimului, care s-a petrecut, cred, mi se pare, la Cuneo, în Italia, a murit. Chestia asta se întâmpla în 1967, așa că Herbert a rămas singurul moștenitor. Acest Herbert s-a căsătorit cu o tipă pe nume Silvia, dacă mi-aduc bine aminte, și împreună, undeva prin anii 60, în preajma poveștii cu oalele BMW, a băgat o infuzie de bănuți în BMW și a devenit un acționar destul de puternic al brandului. Și practic venirea lui a coincis cu proiectarea modelului BMW 700 și cu a modelelor New Class, adică BMW 1500 și serie 02. Aici apare povestea brandului BMW în chestia asta, care nu are nicio legătură cu ce a fost. Însă ce vreau să subliniez este că banii ăștia care au intrat în firmă au o proveniență necurată. Pentru că familia asta a făcut acești bani făcând niște afaceri mult mai mult decât imorale, cu deținuți politici și cu bocnași și cu oameni care au avut de suferit, care încă trăiesc, parte din ei, și care nu au primit vreodată niciun fel de recompensă. În urma situației este un fel de măcar niște mulțumiri scrise, scuze din partea companiei. Niciuna din firmele BMW, Varta, AFA, IG Farben nu a făcut chestia asta. Mi se pare urât asta, judecând strict din punct de vedere personal ca situație. Adică oamenii erau ceva de genul, știm, noi știm că voi știți, dar ne doare în cur. Știi, cam asta era situația. Și povestea a continuat, brandul BMW a crescut și în final, acum BMW este deținut ca pachet majoritar de acțiuni de către Sven Gvant și sora sa, Silvia Klapt. Ideea e că oamenii ăștia până la urmă n-au nicio vină, adică nu e ca și cum ei au făcut ceva, banii lor sunt moșteniți, nu i-au făcut ei, mai departe prin deciziile lor și prin ce au dezvoltat firma s-a ajuns într-un punct bun și chestia asta nu mai are nicio treabă cu nazismul și cu ce a fost înainte. Eu doar vreau să subliniez ceea ce a fost. Povestea asta devine foarte interesantă spre final, pentru că practic oamenii ăștia au ajuns acționari majoritari la BMW, eliminând astfel orice posibilitate de trunchiere a brandului, de a fi preluat de alții. Deci practic dețin în continuare BMW perpetu de prin anii 60 până în prezent. Însă, oamenii ăștia niciodată nu și-au spus povestea. Lumea știa de ei, știa de faptul că au avut ceva legături cu regimul și evident că au mai fost documentare, interviuri. Oamenii erau foarte, foarte retrași. Erau genul ăsta de ședințe care se întâmplau pe vremea lui Dragnea. Totul era aferit presei, bodyguardzilor băteau reporterii, o grămadă de clenciuri din astea. Cert e că prin 2007 televiziunea de stat ARD a făcut un documentar numit Tăcerea Cvanților, The Silence of the Quants. Un documentar pe care l-am văzut și care este una din sursele de documentare pentru chestia asta. Un documentar de vreo oră în limba germană, însă este tradus cu text în engleză și este fabulos. Adică acolo se arată toate dedesubturile astea și cum au făcut oamenii ăștia bani. Și aici intervine povestea procurorului Benjamin Ferenc, care a spus clar în urma acestui documentar, la care a și participat ca sursă de informare,
că dacă el afla de dovezile alea, oamenii ăștia nu mai existau. Și probabil BMW nu mai exista la ora actuală, ar fi dat faliment, pentru că ei nu ar mai fi moștenit această avere și nu ar mai fi avut cine să bage acest capital. Poate, nu știu, unul ca Max Hoffman, care a importat BMW 507 și Mercedes 300 SL în America, ar fi urmat să aibă un punct de decizie asupra acestei firme. Pentru că totodată el a și dus brandul la un nivel destul de jos, pentru că acel BMW 507 nu s-a vândut, dar pe de altă parte l-a și făcut popular în America. Cine știe ce ar fi fost? Tot timpul e mișto să ne întrebăm chestiile astea. Ce ar fi fost dacă Hitler intra la Academia de Arte din Viena și ar fi devenit pictor? El era un foarte bun artist. Poate n-ar mai fi fost atâtea crime, poate n-ar mai fi fost război, că până la urmă era declanșat războiul intrând în Polonia. Interesant. E, ideea e că familia Quandt a fost foarte deranjată, evident, de acest documentar și n-a mai prea putut să ascundă situația și a zis gata, bai, să ne împăcăm cu trecutul, să luăm un avocat și niște istorici care să facă un raport de cercetare amplu. Spre ghinionul lor, raportul ăla care a ajuns să fie gata abia prin 2011, pentru că a fost foarte mult de cercetat, a ajuns să concluzioneze indubitabil faptul că familia Quandt este inseparabil legată de genocidul evreilor și de perioada nazistă. Adică sunt dovezi clare obținute cu istorici certificați că această situație e reală. Și nu o spun eu, o zice acel raport și documentarul aferent menționat anterior. Cert e că au ajuns din lac în puț și nu le-a convenit situația asta. În continuare ei sunt silent, nu prea zic mare lucru. Îi înțeleg însă, pentru că personal ei nu știu dacă au vreo vină, dar consider că ar putea să, nu știu, să arate niște clemență. Papa, de exemplu, și-a cerut scuze pentru Papa Ioan Paul și-a cerut scuze în nume propriu și în numele Bisericii Catolice pentru Inchiziția Spaniolă cu câteva sute de ani înainte. Adică asta înseamnă clemența. Să zici că, da, bă, din păcate e o perioadă care n-ar fi trebuit să fie. Și aici zic eu că este adevărata poveste a mărcii BMW. O latură care, însă v-am zis, nu are tangență, nu e un hate, este o realitate a brandului și este genul de poveste care se termină cu cum ar fi fost dacă. N-ar fi trăit ăla, dacă ăla ar fi făcut pușcărie, dacă ăla nu s-ar fi născut, chestii de genul ăsta. Și mi se pare interesant că în continuare familia asta are un cuvânt mare de zis. Până să mă documentez amplu despre situația asta, credeam că Volkswagen e firma Evil din Germania, știi, prin faptul că e deținută de un land german care are acțiuni, practic, deține, este o participare public-privat. Și faptul că Volkswagenul Beetle a fost mașina naziștilor, prin faptul că a fost proiectată de Ferdinand Porsche, care a avut și el ceva legături cu naziștii, dar doar pentru bani, nu pentru moralitate. Și cu faptul că a fost mașina armatei germane. Dar iată că, de fapt, banii rezultați din regimul ăla de oroare au ajuns în altă parte. Chiar interesantă chestia asta. Și eu zic așa, ca părere personală, deci nu e o chestie care să țină de activitatea pe canal sau treaba asta publică, că aceste familii ar trebui să încerce un pic mai mult să repare greșelile astea. Clemență, niște donații, chiar dacă poate în adâncul sufletului lor nu sunt convinși că nu sunt de acord cu chestia asta, dar asta înseamnă PR-ul. Asta înseamnă să recunoști situațiile din trecut și să cazi în picioare din ele din punct de vedere moral. Cert e că în continuare familia ghidonează niște chestiuni, pentru că citeam recent că au finanțat statul german lobby, adică cum se spune în mod public, cu vreo 1 milion de euro, ceva de genul, pentru modificarea unei legi referitoare la mașinile electrice. O chestie care poate să ajute companiile în viitor să facă un anume profit legat de producția de motoare, baterii și de mașini electrice în general, pentru că ei, ca familie, sunt niște furnizori destul de importanți și niște susținători ai partidului aflat la guvernare în Germania și implicit al lui Angela Merkel. Toți oamenii cu bani au făcut politică și au fost influenți, sunt convins de chestia asta, dar poate dacă, uite, dau banii ăștia pentru dezvoltarea unor mașini electrice, ar putea să
facă și pentru familiile astea care au avut de suferit. În încheiere, vă recomand să urmăriți documentarul The Silence of the Quants, o să las linkul în descriere și activați captionurile alea de tradus, pentru că e foarte interesant, este o parte reală din istorie și, sincer, e ceva ce nu cred că se va preda vreodată la școală. Așa cum nici de la noi nu s-au predat multe chestii și mi se pare destul de nasol. Adică istoria ar trebui spusă. Și din nou repet, nu este un hate la adresa BMW, îmi plac foarte mult mașinile BMW. Mi-a plăcut ideea că au făcut și Tigăi și Oale și că tot felul de firme au supraviețuit cum au putut în trecut, dar ar trebui să recunoască și acel capitol din istorie. Așa cum și, de exemplu, Mitsubishi poate să aibă un capitol negru în istorie pentru că este fabricantul avioanelor Mitsubishi Zero cu care a fost susținut atacul de la Pearl Harbor. Acei kamikaze cunoscuți foloseau avioane Mitsubishi. Asta nu înseamnă că Mitsubishi trebuie blamat sau că BMW trebuie blamat pentru ce a făcut. Este doar o poveste de nuanță. Contează foarte mult să pui tot într-un context. Și de asta fac eu review-urile atât de lungi și poveștile, pentru a vă ajuta să înțelegeți de ce, cum, unde, când, niște întrebări cumulate. Când vezi o mașină ca asta în cadru, poate nu-ți spune nimic, dar când zici o poveste, cum a fost ea făcută, așa, poate să-ți pară mai interesantă. De exemplu, ca să închei, total off topic, această Honda Accord a apărut în 2003 și a avut parte de una din cele mai tari reclame făcute vreodată, care punea accent pe fiabilitatea mașinii. Evident că era pur marketing, pentru că ei n-aveau de unde să știe în 2003, când mașina era de-abia lansată, că o să fie fiabilă. Vă zic că chiar a fost. Și reclama arată perfect chestia asta. Se numește The Cog. Cog înseamnă pinion în engleză. Și îți arată un fel de joc din acela ca în filmele lui Chaplin, în care diverse piese ale mașinii se rotesc într-un fel de mecanism perpetu. Acele biluțe de metal care pică, mișcă cât o bară, sare o măr care dă drumul la un gong, care trage o sfoară, care aprinde o brichetă și așa mai departe. Practic, reclama respectivă a fost făcută exclusiv din piesele mașinii cu foarte, foarte puțin adaos computerizat. Adică erau niște scene în care doar anumite mecanisme se vedea clar că nu sunt reale și că nu pot fi făcute, dar vreo 80% din piesele din imagine sunt chiar făcute real. A durat, nu știu, un an să facă reclama aia, foarte complex. Și când zici chestia asta, parcă mașina capătă altă nuanță, o vezi mai interesant. Cam așa a fost și cu povestea asta. Ce să zic, nu știu ce reacții va provoca. Repet, nu sunt antisemit, ba chiar din contră. Israelul mi se pare una din cele mai tari nații din lume pentru ce au făcut, în sensul că sunt niște oameni foarte hotărâți. La fel îmi plac în egală măsură iranienii, niște oameni foarte culturalizați, care chiar dacă sunt o republică islamică cu ceva frecușuri internaționale, nu pot să nu le admir cultura. Îmi plac nemții în egală măsură, ne-au dat atâta tehnică și mașini interesante și sunt un tip pacifist de fel. Dar îmi place să spun poveștile corect. Evident că atunci când cineva relatează o poveste, nefiind un robot, are și o anumită doză de subiectivism. Și cred că până la urmă asta dă culoare poveștii. Dar cred că și voi sunteți niște urmăritori suficient de deștepți și cultivați încât să vă dați seama de o nuanță și când oamenii mai greșesc. Și knowledge is power. Contează să te informezi. Pentru că dacă știi și dacă știi de unde să știi, riscul de a te informa greșit și de a lua niște decizii greșite este foarte, foarte mic, aproape de zero. Cam asta a fost povestea de astăzi. Chiar sunt curios ce reacții va avea filmul ăsta, dacă vă place și dacă ați vrea să mai facem chestii de genul ăsta. Nu știu, nu o tratați ca pe o istorie a BMW, ci pur și simplu ca pe o poveste nespusă. La revedere!